Bună, prieten Pushpaus! Astăzi vă voi arăta cum pregătim laptele praf pentru pisoi până în 2 luni. Voi folosi Royal Canin Baby Cat Milk. În cutie regăsim 3 pungi de lapte praf, a câte 100 de grame fiecare, un biberon cu mai multe tetine și o măsură a care are un volum de 10 ml, pe care o vom folosi la prepararea laptelui. Haideți să vedem cum se pregătește laptele! Fierbem apa pentru lapte. Voi pregăti 50 de mililitri de lapte praf. O să mă folosesc de paharul de la biberonul din kit. Are 20 de mililitri ca volum. Am pus deja un pahar în recipientul utilizat. Mai punem un pahar care are 20 de mililitri și încă unul 10 mililitri. Deci am făcut 50 de mililitri de apă în acest pahar unde vom realiza laptele. Și acum vom adăuga laptele praf. 2 cupe jumătate, adică 25 de mililitri de lapte praf. Se va folosi o parte de lapte praf cu 2 părți de apă. Așa este scris și în instrucțiuni, deci așa vom folosi și noi. Amestecăm foarte bine ca să nu rămână cocoloașe și laptele este gata și îl putem servi la bebelușii noștri. El este Gafi, unul dintre cei mici pe care i-am găsit. El este băiețel, are aproximativ 2 săptămâni. El este Degețel. I-am pus acest nume pentru că o să vedeți în videourile care urmează de ce păstrăm secret. Așa, le place lăpticul foarte mult, papă de câteva ori bune pe zi. Și el este Gypsy. Este un răsfățel, motănel, toți trei sunt motănei. După ce am băut lăptic, ne plecăm puțin pe burtică ca să digerăm foarte bine laptele și să dormim bine. Este un alintat, toți sunt alintați și scumpi. Au aproximativ 2 săptămâni. Iar dacă tot am mai rămas cu puțin lapte, vom da și la celălalt membru al nostru al familiei, care este Rafi. Este o veveriță de aproximativ 2 luni de zile. Pa, pa!